Ludovic Orban și-a sărbătorit ziua de naștere cu o zi mai devreme la Târgu Jiu, alături de câțiva prieteni. Fostul ministru și-a scos amicii la bere și mititei. În timpul petrecerii a fost dată în vileag pasiunea pe care o femeie misterioasă o are pentru Orban. Dezvăluirea a fost făcută de papagalul Pamela. Pasărea, care aparținea unui vânzător de iluzii, s-a așezat pe umărul fostului ministru spre amuzamentul prietenilor săi. Poate își lasă norocul pe umăr, Ludovic. Haide să vă iau un bilet, nu? Da. Dacă... Haide să vă iau un bilet. Hai, Pamela? Pamela. Ia, ce zodie este dumneavoastră? Cât? Ce zodie? 25 mai, mâine e ziua mea. Mâine e ziua mea. Și viitorul dânsului. Papagalul a tras un bilețel ce prevestea viitorul lui Ludovic Orban, de unde a aflat o poveste ce a stârnit râsete. Nu lăsați ca problemele profesionale să vă afecteze relația cu partenera. Și că deși e posibil o schimbare, o femeie, Andreea, urmărindu-vă din umbră, de mult timp insistent, o fi Andreea Voș. Sau nu Andreea Paul. Să-ți mai spun Andreea. Aveți succes și știți să apreciați plăcerile vieții. De la mititei, Orban a mers la un botez. Întrebat de jurnaliști ce face la Târgu Jiu, fostul ministru a răspuns, evitând să facă remarci politice. Ludovic Orban își sărbătorește azi din nou ziua de naștere, însă în compania familiei de data aceasta.